că ați venit. Ne bucurăm să reluăm vechile obiceiuri frumoase pe care le-am avut. Cursele cu vaporul pe Dunăre între Drobeta, Turnu Severin și orașul sârbesc Cladovo au fost reluate după mai bine de două decenii de pauză. Vara vin foarte mulți turiști, atât pe Clisură cât și în Drobeta, Turnu Severin, și le oferim o chestie, zic, distractivă. Turiștii ar să fie interesant, că lumea este în relația mai scurtă decât să mergem pe pod. Se renoadă, de fapt, o tradiție după vreo 30 de ani și mă bucur că sunt atâția severineni pe acest vapor. Sperăm că este un început, de fapt un reînceput al unei activități care are o tradiție îndelungată între relațiile celor două prefecturi. Cursele vor fi efectuate zilnic cu o navă cu o capacitate de 150 de locuri. Vreau să vizitez împreună cu mama mea, care a fost de foarte multe ori în Cladovo, vreau să vizitez mănăstirea, centrul orașului, malul sârbesc. E un lucru normal, de normalitate. Mai frumos cu vaporul decât cu mașina. Asta este de noi o istorie, că vreodată pe anul 66 tot așa am mers cu vaporul de la Cladova până la Severin. Costul unei curse este de 35 de lei de persoană. Dacă vor exista solicitări, vor fi organizate și evenimente la bordul vaporului.